Denisa Despa face declarații exclusive în cazul incidentului violent dintre ea și Roxana Dobrițoiu. Adevărul despre tot ceea ce s-a întâmplat îl aflăm chiar de la Denisa. Nu am apărut și nu am dat foarte multe declarații despre acest subiect, pentru că, așa cum tu ai specificat, da, îmi pare rău și regret faptul că mi s-a denigrat din imagine și probabil că am fost văzută de cei care nu mă cunosc îndeaproape și am fost văzută cea care a agresat, agresoare, să zic așa. Doar că am specificat în alte interviuri pe care le-am dat în urmă cu 2 luni faptul că îmi pare foarte rău de faza care s-a întâmplat și că s-a ajuns în acest moment. Vreau să subliniez faptul că incidentul care a avut loc, mă repet, în urmă cu 2 luni și ceva, nu are absolut nicio legătură cu niciun bărbat. Deci să nu se mai speculeze această treabă, pentru că este aberantă, nu s-a întâmplat din cauza unui bărbat. S-a mai întâmplat un incident în urmă cu 7 ani pe această temă, doar că lucrurile s-au concretizat și s-au rezolvat atunci pe moment, că practic nu a fost nicio legătură între incidente. Dar este adevărat că voi ați avut 3 incidente de-a lungul prieteniei voastre? Este total adevărat, din păcate, doar că dacă incidentele erau atât de grave și eu eram vinovată, cred că niciun om nu ia și niciun om nu ar fi continuat prietenia. Noi am stat în aceeași casă, am mâncat din aceeași farfurie, am fost precum surorile, ne-am ajutat reciproc cu foarte multe chestii de care nu-mi pare rău, pentru că consider că așa faci când ești prieten cu cineva. Cât despre ultimul incident, am spus-o că îmi pare foarte rău. Îmi cer scuze mie, familiei mele, prietenilor, tuturor oamenilor care mă cunosc. Am fost asumată, din păcate s-a întâmplat și timpul nu-l mai pot da înapoi, așa cum am mai spus. Eu m-am liniștit foarte mult de atunci și am regretat momentul care a avut loc, din păcate. Tu spuneai că ai avut nevoie de îngrijiri medicale și totuși toată lumea te-a văzut ca fiind agresoare. Asta m-a văzut pe mine fiind agresoare din cauza lucrurilor apărute și din cauza interviurilor pe care ea le-a dat. Nu am ce să-i reproșez, că oricare om reacționează la impuls. Exact cum și noi am reacționat în momentul disputei pe care noi am avut-o. Nu eu am fost agresoarea, cum și a avut nevoie de îngrijiri medicale și eu am avut, că îmi pare rău că s-a ajuns aici. Într-adevăr, între noi nu mai poate fi o prietenie, dar sunt atât de bine crescută și sunt atât de fair play încât pot să dau bună ziua pe stradă. Și clar nu vorbim despre un scandal măsluit, făcut pentru publicitate sau altceva, așa cum s-a pus problema. Mai, pentru că eu nu am apărut să vorbesc despre subiectul ăsta, ne aduc în fală nici mie, nici ei. Am muncit destul de mult să îmi formez un nume și să-mi fac un nume, la fel ca și ea, de altfel. Am muncit foarte mult să ajungă cunoscută și așa mai departe și cred că nu ne face bine niciunul dintre noi.